O simulare de incendiu a avut loc la piața agroalimentară din orașul Târgu Neamț, unde pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț au desfășurat un exercițiu cu forțe în teren pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de un incendiu. În cadrul procesului de perfecționare a pregătirii personalului sub unității, detașamentul de pompieri Târgu Neamț a organizat un exercițiu cu forțe și mijloace în teren la SC Civitas Târgu Neamț, în speță la hala de legume și fructe. Scopul exercițiului a fost atât pentru perfecționarea pregătirii și a echipelor de căutare, salvare de la înălțimi și pentru stingerea incendiului, precum și pentru pregătirea și verificarea nivelului de pregătire a personalului pe locul de muncă, precum și a celorlalte forțe cu care s-a cooperat. În cadrul exercițiului au fost organizate mai multe etape. Prima etapă a fost o stingere a incendiului la hala legume și fructe cu persoană rămasă acolo, care a fost căutată, salvată și evacuată, și acordarea primului ajutor medical de către paramedici. În a doua etapă a fost cu salvarea a două persoane surprinse la înălțime, folosind două metode, una scara culisantă, era a doua alpiniștii de intervenție pe care îi avem instruiți și pregătiți în cadrul subunității. La exerciții au participat detașamentul de pompieri Târgu Neamț cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă și smurdul, personalul pe locul de muncă cu mijloacele inițiale de stingere a incendiului, hidranți interior, stingătoare, de asemenea serviciu voluntar pentru situații de urgență al orașului Târgu Neamț, poliția locală a orașului Târgu Neamț, poliția orașului Târgu Neamț și jandarmii Târgu Neamț. Cât a durat acest exercițiu? Aproximativ 45 de minute. La acest exercițiu s-a urmărit verificarea sistemului de avertizare, alarmare, a audibilității și a reacției populației din spațiul respectiv, antrenarea personalului din serviciul voluntar pentru situații de urgență, pentru desfășurarea acțiunilor de intervenție, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor incendiului, dar și perfecționarea deprinderilor participanților în vederea organizării și cooperării. Exercițiul desfășurat și-a atins scopurile propuse.